nu știu, de rău sau bine, cu această aderare, nu știu dacă este bine, cu această integrare. N-aș vrea printr-un tarai bun și o viață trecătoare să pierdem lupta noastră cea mântuitoare. Să fim atenți creștini și cu luarea minte să nu ne amăgim prin lingușiri oculte. Să pună în spinarea guvernului român să aplice legi mizere. Dar ce, n-avem stăpân? Stăpânul nostru este doar bunul Dumnezeu. Legile fie în lume după cuvântul său. Să nu ni se impună doar legi necreștinești, să-l supărăm pe Tatăl cu fapte nefirești. Stimați oameni ai legii, să nu primiți cerința, să obligați poporul să-și lepede credința. Din umbra asta vor, ca să ne depărteze de Dumnezeul nostru și să ne însemneze. Pe scump Mântuitorul cu drag să-l urmăm, cu el la masa sfântă să ne înfructăm. Cei ce vor vinde țara, dar și credința noastră, vor fi aspru judecați, își vor primi pedeapsa. Purtăm doar semnul crucii, semn ce a biruit, Hristos Mântuitorul pe ea s-a răstignit. Și ne cuprinde Dumnezeu. Pun niște întrebări. Cine, Doamne, mai începe ziua asta cu Domnul Hristos? Cine, Doamne, se mai roagă să aibă în muncă folos? Cine ziua își începe doar prin a se ruga? Cine, Doamne, îți mulțumește după ce lucrul sfârșește? Cine, Doamne, îți mulțumește pentru tot ce-i dai? Ce eram noi oamenii dacă nu erai? Nimeni nu mai gândește de nu erai tu, noi nimic nu mai eram. Cine spune nu? Fără tine nu eram și nimic în lume, nimic din tot ce acum nu mai aveau un nume. Tu pe toate le-ai creat, tot ce ne înconjoară, cu înțelepciunea ta faci viața ușoară. Tu la toate le-ai dat nume, în cer și pe pământ, soare, lună, boltă, stele, ziua, noapte, floricele, anotimpurile toate, tu le-ai rânduit, ger, căldură, vânt și ploi, toate prin cuvânt, toate se închină ție, cerul și pământul, Doamne și stăpâna toate, Doamne, slavă ție! Cine continuă? Doamna, dorește. Doamna Mira Blogan, da. Aveți ceva? Da. Vă rog. Contribuție. O carte, un cuvânt, un gând, hrănesc ființa ta flămândă. De o carte, de un cuvânt, de un gând, și o deschid și se încântă. O pasăre când trece în zbor cu o fâlfâire de aripă, te îmbogățește cu un fior de fericire, într-o clipă. Și pruncul drag din legănuț te mângâie cu a sa privire, și-i spui, o, îngerașul meu, ești un parfum de fericire, de pace, de tămăduire. Și cu acest instrumental contribui la a mea trezire. A zis trei. Da, imediat. Reconectare. Ne conectăm și ne reconectăm unii cu ceilalți prin gânduri, prin fapte, prin dulci speranțe. Ne conectăm cu dorul de bine și astăzi și mâine, pentru că iubirea e în fiecare faptă și gând cât timp bucuria va domni pe pământ. Ne conectăm și ne reconectăm unii cu ceilalți, cu soarele, stelele, cu luna și florile, astfel încât fiecare din noi suntem unul și altul și chiar amândoi într-un tot, într-un tot neștiut, într-un tot doar simțit în vibrația comună a Mamei Pământ, în acest univers destinat ca demers în a noastră existență, ca firească prezență
profund adânciți în acum, în aici, în secreta divină esență. Asemenea unui soare, omul e o simfonie de sunete și lumină, vibrație și culoare, strălucire și putere, și privit ca într-o vitrină e asemenea unui soare. Doar că e bine să știe, să își aleagă timpul, să își decidă locul, pe care din orbite își poate începe jocul să se poată roti și pe care planetă va face cunoștință cu forța propulsoare, mai mult ca o ființă, pentru a găsi, ca să-și poată deschide cea poartă nevăzută, ce răbdătoare așteaptă să-i fie trecut pragul de o făptură înțeleaptă, de cel ce cu credință și cu răbdare multă, prieten bun cu magul, smerit, dar fără teamă, și ca la o poruncă el bate, cioc, 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 cu gândul bun, ca în doare, cu pace și iubire, trecând această vamă, în deplină trezire, să intre cu sfială în misteriosul și mult visatul loc. Cristina noastră destul de încercată la Oltenița, iată, eu am făcut la fiecare câte o mică epigramă. Dânsă i-am făcut următoarea epigramă. Cu chipul radin tot timpul și glasul schimbător mereu, ne încălzește în anul timpul când stai frumos la șemineu.